Ziua, mă numesc Bogdan Mihalcea, mulțumesc conducerii ISS-ului pentru ocazia care mi-a fost oferită de a ține acest seminar. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și pentru interesul arătat. Și am să încep acest seminar care este axat în primul rând pe prezentarea domeniului fizicii capcanelor de ioni. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fie familiarizați cu acest domeniu, întrucât el, practic, a explodat odată cu anul 1958, când Wolfgang Pauli a inventat capcana care poartă numele, iar ultimii 20 și ceva de ani au adus un număr de 4-5 premii Nobel, care sunt fie legate direct de domeniu, fie foarte conexe legate de acest domeniu. Deci, titlul seminarului este Inginerie Cuantică, a spațiului și timpului, a fizicii spațiului și timpului, folosind capcane de ioni. Și am să încep arătând că un adevărat salt sau un adevărat breakthrough s-a apărut odată cu teoria relativității restrânse a lui Einstein în 1905, care într-adevăr a introdus timpul și spațiul sub formă unor concepții cu totul noi. A distrus noțiunea de simultaneitate care exista până atunci în fizica clasică. A arătat că legile fizicii sunt aceleași pentru sistemele care nu sunt în mișcare accelerată și că viteza luminii este aceeași, indiferent de, de sistemul de referință al observatorului. Și de asemenea, apoi în anul 1915 a apărut teoria relativității generalizate, care a introdus și accelerația în acest domeniu și practic Einstein, pentru prima oară, a introdus spațiul Minkowski în încercarea de a descrie spațiul și timpul, deci, practic, un spațiu cu patru coordonate la care s-a adăugat timpul. În momentul de față, modelul standard, după cum știți, explică cele trei tipuri de interacții. Interacția electromagnetică, interacția slabă și tare din fizica nucleară, singura interacție care nu este explicată, sau dacă vreți, singura forță care nu este inclusă în modelul standard este gravitația. Din acest punct de vedere, există și au existat mai multe încercări de a introduce și gravitația în modelul standard. Una din ele a fost teoria stringurilor, cealaltă a fost, dacă vreți, gravitația cuantică sau geometria necomutativă. Toate aceste încercări de a uni gravitația cu modelul standard, se lovesc de următoarea problemă. Ele trebuie să includă variațiile spațio-temporale ale constantelor fundamentale din fizică, pentru că la scală cosmologică, conform unor măsurători de ultimă oră, constantele fundamentale din fizică au niște fluctuații, niște variații. Și mă refer în primul rând la constanta alfa, mă refer la dacă vreți, G la accelerația gravitațională și, de asemenea, la raportul dintre masa electronului și protonului. Aceste variații ale constantelor fundamentale din fizică la scală cosmologică pot fi măsurate având niște precizii foarte mari de măsură. Iar aceste precizii foarte mari de măsură necesită utilizarea unor dacă vreți, instrumente extrem de precise și acestea sunt ceasurile atomice. Din punctul de vedere al ingineriei cuantice, acesta este un domeniu
foarte nou al fizicii apărut, care practic a beneficiat din plin de progresele fantastice în domeniul fizicii laserilor, și anume cea mai precisă metodă de măsurătoare a distanțelor, și este interferometria undelor laser. În momentul de față, de exemplu, detectoare gravitaționale, care am să vă explic cum se fac, sunt capabile să deceleze variații relative de lungime până la ordinul de 10 la minus 22, ceea ce face ca în viitorul apropiat să se poată realiza detecția de onde gravitaționale, iar un astfel de experiment a fost efectuat cu LIGO. Iar în anul primele măsurători s-au făcut, mi se pare, în septembrie 2015, anul trecut, în ianuarie, LIGO a anunțat că au reușit să măsoare primele unde gravitaționale, care sunt, de fapt, niște ripluri în spațiu-timp, datorate unor evenimente violente, cum ar fi, de exemplu, coliziunea între două găuri negre. Și evenimentul respectiv, mi se pare, este în clusterul Ballot și erau două găuri negre. Una, mi se pare, cu un diametru de 28 de ori mai mare ca Soarele, cealaltă cu un diametru de 36 de ori mai mare ca Soarelui. Și evenimentul avea loc cu 1,2 miliarde de ani în urmă. Deci, ingineria cuantică a spațiului și timpului este un, dacă vreți, un rezultat al progreselor efectuate în ceea ce privește capcanele de ioni și în ceea ce privește tehnicile de manipulare laser. Care a fost, dacă vreți, avantajul major adus de capcanele de ioni în fizică? În primul rând, unul din dezideratele fundamentale ale fizicilor a fost izolarea unei anumite particule atomice într-un loc bine precizat din spațiu, în condiții de minimă perturbație. Pentru că până atunci toate măsurile de spectroscopie erau afectate de lăcimea Doppler, datorată coliziunilor, apărea efectul Doppler relativist de ordine întâi, ceea ce într-adevăr înrăutățea foarte mult precizia măsurătorii și impunea niște limite foarte drastice. Sunt două capcane principale de ioni. Prima din ele este capcana Paul, care, în varianta inițială, este făcută într-o geometrie hiperbolică cu un electrod inel și doi electrozi capac. Între electrodul inel și cei doi electrozi capac, care sunt legați împreună în curent alternativ, se aplică o tensiune alternativă de radiofrecvență, calculată astfel încât, pe un semiciclu al tensiunii, mișcarea este stabilă pe direcție axială, instabilă pe direcție radială. Pe celălalt semiciclu al tensiunii alternative, mișcarea este stabilă radial, instabilă axial, însă rezultă o forță ponderomotoare și un gradient care este orientat spre centrul capcanei, unde avem un punct nodal, un punct de minim al câmpului. De asemenea, între capace se mai aplică o tensiune continuă. Capcana Penning folosește un câmp magnetic axial, care face, într-adevăr, stocarea radială prin intermediul forței Lorentz, și o tensiune din nou continuă. Cele două capcane se folosesc în general, capcana Penning, pentru spectroscopie de foarte înaltă precizie. De exemplu, în capcana Penning s-au măsurat factorii giromagnetici pentru electron-proton cu cele mai mari precizii și, de asemenea, momente magnetice leptonice și, deci, tot ceea ce înseamnă spectroscopie de ultra-înaltă precizie, inclusiv stocarea de antimaterie, s-a făcut cu astfel de capcane, cu capcane Penning în principal, în timp ce capcanele Paul sunt folosite pentru, cum vă spuneam, spectroscopie, pentru logică cuantică, pentru partea de etaloane de frecvență și, de asemenea, inclusiv pentru studii de haos și integrabilitate. Pentru că mișcarea, și o să ajungem imediat, mișcarea într-o capcană Penning este iar o mișcare foarte complexă. Avem o mișcare axială, sinusoidală, avem o mișcare circulară magnetronică și avem o precesie ciclotronică. Iar în cazul, în cazul capcanei Paul avem o mișcare axială peste care se suprapune micromișcarea. Din acest punct de vedere, studiile noastre au fost făcute la NINFLPR, au fost axate în principal pe capcane de tip Paul. Care este principiul de
Vă spuneam că se aplică o tensiune la alte radiofrecvență și ionii sunt stocați în condiții de stabilitate dinamică în centru, dar la un punct nodal și se creează un potențial de tip Sha. Iar acest potențial de tip Sha se rotește prin intermediul tensiunii alternative aplicate și atunci oblig ionii să stea în centrul capcanei. Problema capcanei Paul în geometria clasică a constat în următoarea, dacă vreți, următorul inconvenient. Datorită faptului că am un singur punct nodal al câmpului, în momentul în care era vorba de un număr mai mare de ioni, ionii erau încălziți prin mecanisme de transfer de energie de la câmp către transferul de energie se face prin intermediul interacției coulombiene dintre ioni, ceea ce face ca, într-adevăr, acest lucru să mai afecteze performanțele. Din acest motiv s-a inventat capcana liniară, care înlocuiește punctul nodal cu o linie nodală în care câmpul este nul. Și atunci, având o linie nodală, pot stoca un număr mai mare de particule, ceea ce înseamnă că acest lucru îmi ameliorează sensibil raportul semnal-zgomot. Dinamica ionilor într-o capcană de Paul este descrisă de ecuația binecunoscută Mathieu, iar mișcarea este stabilă la intersecția domeniilor de stabilitate radial și axial. Aici avem un prim domeniu de stabilitate, aici este cel de-al doilea domeniu de stabilitate. În general, se lucrează în primul domeniu de stabilitate și noi am făcut același lucru. Trec peste capcana Penning. Ce se întâmplă cu acești ioni odată ce am stocat? Datorită faptului că energia sau temperatura lor este mare și deci energia cinetică este mare, el trebuie să le reducă această energie și atunci se folosește presiunea radiației, răcirea cu laser, care acționează în următorul mod. Deci laserul este acordat spre roșu, sub frecvența de rezonanță, ionii văd frecvența laserului deplasată Doppler, cei care merg în sens opus laserului absorb un foton, absorpția se face cu șocuri dintr-o singură direcție, în timp ce reemisia se face aleator. Și atunci, la fiecare proces de emisie și reemisie, ionul pierde o energie, un șoc, la coliziune atunci când absorbe fotonul, ceea ce face ca într-un interval de 2-3 secunde, după un număr de 10 la 6 evenimente, ionii să fie aduși la o temperatură de câteva sute Kelvin, chiar 700 Kelvin, undeva la o temperatură de ordinul milikelvinului, ceea ce permite efectuarea de experimente, deci de spectroscopie, cu foarte bună rezoluție. Aici aveți o capcană Paul planară, pentru că în momentul de față cercetările efectuate folosesc capcane de tip chip și am să vă arăt acest lucru. Câteva, din nou vă spuneam, câteva milestone-uri foarte importante. Primul Nobel în 2005 în fizică, care a fost dat lui John Hall și lui Hensch pentru contribuții la spectroscopia laser de înaltă rezoluție folosind pieptenele de frecvență frequency camp și lui Roy Glauber pentru teoria cuantică a coerenței optice. În anul 2012, profesorul Wineland, pe care am avut plăcerea să-l cunosc prin intermediul conferințelor și workshop-urilor de stocare, a luat premiul Nobel împreună cu Serge Haroche pentru ceea ce s-a numit experimente de avangardă privind manipularea și măsurătoarea și manipularea sistemelor cuantice individuale. Serge Haroche pentru experimentele făcute la Paris cu fotoni, iar profesorul Wineland este unul din pionierii sau din guru în domeniul stocării și este unul din numele consacrate în fizică și lucrează la Boulder la NIST. Câteva, o să vă dau și câteva date despre ceea ce s-a făcut în România. Ca student și apoi ca mi-am început activitatea în grupul Orologiu Atomic al domnului profesor Octav Gheorghiu, unde, într-adevăr, domnul Octav Gheorghiu, și este un nume care, din păcate, văd că nu prea este deloc menționat, este părintele maselor cu hidrogen românești. Se discută despre profesorul Gărbiceanu, care este părintele laserelor românești, însă din nefericire este trecut cu vederea domnului Octav Gheorghiu, care în 1974 a realizat prima generație de mase românești, iar apoi
Eu am contribuit împreună cu colegii mei, că am plăcerea ca doi din colegii mei, domnul Ovidiu Stoican și doamna Gina Vișan, să fie prezenți. Împreună cu Ovidiu Stoican am lucrat la masterii cu hidrogen M8 și M9, care au fost generația a treia. În total, în INFLPR s-au făcut trei generații de maseri. Maserii, de exemplu, M5, M6, M7 au fost livrați la observatorul astronomic, iar maserii M8 și M9 au funcționat în anii 92-93 ca etalon național de frecvență timp la Institutul Național de Metrologie. Aveți aici câteva, aceasta este cavitatea de la, și ecranul magnetic de la maserul cu hidrogen. Aici aveți magnetul hexapolar cu care se făcea selecția stărilor, tubul de descărcare. Câteva din toate aceste, dacă vreți, repere sunt făcute în România. Apoi, în ceea ce privește stocarea de ioni, și eu și Ovidiu Stoican am fost doctoranții doamnei profesor Viorica Gheorghe, care a fost iar cea care a introdus domeniul stocării de ioni în România. Ca, dacă vreți, un element foarte important, în anul 91 am fost primul grup din Europa Centrală și de Est care am raportat stocarea de ion de bariu într-o capcană de tip Paul. Iar aici aveți din nou câteva detalii. Capcana realizată de noi, o capcană hiperbolică de tip Paul. Aveți aici electrodul capac, electrodul inferior, pardon, și electrodul capac superior, care era practic găurit pentru a putea culege semnalul de fluorescență. Ca sursă de ioni am folosit atunci două filamente de bariu, două filamente de platină care erau încălzite în curent și depuneam clorură de bariu și prin termoemisie, într-adevăr, se creau ionii de bariu. Aceasta este prima noastră instalație, care acum a fost dezafectată, dar pe aceasta s-au făcut primele experimente de stocare. Asta este o capcană de tip microchip. În momentul de față, interesul și cercetările efectuate se fac pe capcane de tip microchip care au dimensiunile standard de 29 x 29 mm din industrie și aceasta este direcția de evoluție. Iar aici aveți din nou câteva din contribuțiile. Deci Viorica Gheorghe cu cele două cărți Charge Particle Traps volumul 1 și 2 și colega noastră Cipriana Tomescu, care în anul 2016 împreună cu domnul profesor Vanie a scris cartea Fizica Cuantică a etalonelor atomice de frecvență. Deci, din fericire, acest domeniu, România în ultimii 50 de ani a avut niște contribuții în acest domeniu care au fost chiar deloc nenegligabile. Aceasta este stadiul actual al experimentului, ceea ce avem în momentul de față și de unde pornim. Ca, dacă vreți, raportarea noastră internațională, un prim element important a fost proiectul COAST la care am participat între anii 2010 și 2014, în care am fost implicați și eu și Ovidiu, și a fost un proiect intitulat Ion Traps for Tomorrow Application. Acest proiect ne-a permis să facem, eu am făcut și un stagiu de lucru la Physikalische și Technische Bundesanstalt și în același timp ne-a permis să realizăm niște contacte internaționale care au fost foarte importante. În momentul de față s-a depus un al doilea proiect COAST, la care am avut plăcerea să fiu chiar în colectivul de redactare al proiectului. El a fost depus pe data de 7 septembrie, rezultatul va veni undeva la începutul anului viitor, dar probabil că este un proiect cu șanse reale de a fi finanțat. O altă preocuparea noastră și iar un domeniu în care avem mai multe brevete și o serie întreagă de lucrări, este vorba de capcane, tot ionice, în care s-au stocat micro și nanoparticule. Aici aveți două din capcane realizate la noi în grup, iar aici aveți structurile de microparticule, practic se folosesc, sunt niște plasme puternic cuplate, asta sunt acești ioni, aceste nanoparticule, sunt niște plasme puternic cuplate, iar ele au o dinamică foarte, într-adevăr, exotică și acestea sunt din articolele noastre publicate, unul din ultimele articole în Journal of Applied Physics cu niște parteneri din Rusia. Avem o cooperare internațională cu grupul profesorului Fortov, care are un guru internațional în ceea ce privește plasmele puternic cuplate.
Iar aici aveți câteva desene, simulările, câmpul de stocare într-o astfel de capcană, iar această aplatizare arată într-adevăr faptul că capcana are o regiune mare de stocare în care câmpul este minim. Ceea ce vă spuneam de dezideratul de a avea un număr cât mai mare de particule ca să am un raport semnal-zgomot cât mai bun. Iar aici sunt simulări făcute de partenerii noștri ruși. Stabilitate, analiză, deci asta ca relativ la tehnologiile cuantice. În momentul de față, tehnologiile cuantice au niște aplicații fundamentale pentru spațiu, securitate și în marea majoritate a țărilor europene există deja strategii naționale în domeniul tehnologiilor cuantice. Intenția noastră este să creăm într-adevăr un pol pe tehnologii cuantice sau un centru, dacă vreți, de tehnologii cuantice aici la Măgurele. Deocamdată în acest centru sau discuțiile preliminare includ Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor. Domnul director Zgură mi-a spus că la fel ISS este foarte interesat. Este observator astronomic implicat, este INNOE, este Politehnica, grupul Departamentul de Fizică și deci asta încercăm să facem un pol de tehnologii cuantice. Importanța acestor tehnologii este într-adevăr sau impactul lor este cât se poate de mare pentru următoarele domenii. Comunicații sigure, cuantice, deci este vorba de posibilitatea de a transmite un semnal codat cu o cheie cuantică. Dacă acea cheie cuantică a fost interceptată, aveți imediat acest lucru este de celălalt și atunci se iau contramăsurile de rigoare. De asemenea, partea de senzori cuantici și de metrologie cuantică, pentru că metrologia cuantică a permis efectuărilor măsurători de precizie nemai întâlnită până în acest moment. Și metrologia cuantică, într-adevăr, și senzorii cuantici au aplicații în navigație și în partea de GPS, pentru că inclusiv precizia sistemului GPS trebuie să crească. În tot ceea ce înseamnă defense și aplicații militare, spațiu, geofizică, programele de supraveghere prin satelit, comunicații, metrologie și, de asemenea, tehnologia informației cuantice, care este vorba de sisteme care stochează și manipulează informația cuantică folosind laseri în acest scop. În ceea ce privește partea de quantum computing, n-am să insist foarte mult pe ea în acest moment. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți, dacă nu, în momentul de față, experimentele cele mai recente efectuate cu ion stocați au ajuns la un număr de 24 de, dacă vreți, qubiți, 24 de biți cuantici. Stocați într-o astfel de capcană. Stările electronice sunt codate ca 0 și 1, deci nivelul superior și inferior, iar transmiterea informației între ion se face prin intermediul vibrațiilor rețelei respective prin fononi. Iar inițializarea informației se face manipularea informației cu laseri. Nu am să intru mai mult de atât în detalii, vă stau la dispoziție pentru orice alte întrebări sau pentru, dacă vreți, informații mai detaliate, ca să nu depășesc timpul. Deci, ca, dacă vreți, raportarea noastră la programe europene, există acest nou High Level Expert Group pentru Quantum Technology Flagship, care va începe finanțarea în anul 2018 și se prevăd niște sume destul de generoase. Deocamdată este suma inițială de pornire este 1 miliard de euro. Și de asemenea, vreau să vă spun că importanța acestor ceasuri optice este mare pentru că, printre altele, telefonia sau noua generație de telefonie 5G are nevoie de un astfel de suport, iar tranzacțiile bancare, de exemplu în SUA, conform reglementărilor în vigoare, fiecare tranzacție bancară trebuie să poarte un timestamp care este dat de NIST. Și în acest sens, NIST are un server care difuzează ora exactă în SUA, deci dă servicii de timp, iar acest server, în momentul de față, are peste 15 miliarde de accesări pe zi. Iar în ceea ce privește inclusiv mediul bancar,
În momentul de față, semnalele de sincronizare se iau prin GPS, iar pentru distribuția lor sau pentru local se folosesc oscilatori cu cuarț. Oscilatorii cu cuarț, din nefericire, sunt foarte sensibili la bruiaj și atunci, pentru a asigura o stabilizare și pentru a asigura funcționarea inclusiv rețelor bancare în diferite evenimente, chiar atentate teroriste sau în momentul de față se estimează că în 5 ani de zile vor ieși ceasuri optice portabile, deci de mărimea unei cutii de pantofi, care vor înlocui în cadrul serverelor de la bănci oscilatorii cu cuarț. Astfel de etaloane de frecvență bazate pe ceasuri optice au, din fericire, ca, dacă vreți, aplicații. În momentul de față, și o să cel mai stabil etalon de frecvență folosit pe sateliți este etalonul cu cesiu, care ajunge la o acuratețe și o stabilitate de frecvență undeva în jur de 10 la minus 15. Din punctul de vedere al preciziei necesare, de exemplu, se dorește să ajungă la o cifră de 10 la minus 18, iar măsurătorile preliminare făcute cu etaloane de frecvență bazate pe ion stocați au ajuns într-adevăr, s-au raportat deja stabilități de frecvențe de ordinul la 10 la minus 18. Aceste lucruri sunt necesare pentru că pentru a vă da un exemplu, geoida Pământului, care este suprafața echipotențială care corespunde cu nivelul mărilor și oceanelor, este dată cu o precizie de 30 până la 50 de centimetri. Toate măsurătorile de elevație se fac față de geoidă. O îmbunătățire a preciziei acestor etaloane și o stabilitate 10 la minus 18 permite ca geoida să fie cunoscută cu o precizie de 1 centimetru. De exemplu, în America de Sud, diferențele de geoidă de la o țară la alta pot fi în anumite cazuri și de 1-2 metri, ceea ce iară este cât se poate de nedorit. Senzorii cuantici bazați pe astfel de tehnologii sunt folosiți pentru accelerometri. Am să intru un pic și am să ating problema redshift-ului gravitațional. Deci, după cum știți, un foton care intră într-un câmp gravitațional, în momentul în care scapă, frecvența lui va scade, deci energia lui scade și atunci lungimea de undă va fi deplasată spre rău. Și acesta este gravitational redshift-ul. Acest redshift gravitațional face ca, de exemplu, două ceasuri atomice, care se află la o diferență de nivel de 1 metru între ele, să aibă o diferență de frecvență între ele de 10 la minus 16. Primul experiment făcut a fost Gravity Probe în 1976, care s-a făcut cu doi maser cu hidrogen și s-au constatat diferențe între frecvențele celor două etaloane de până la 10 la minus 11, ceea ce este foarte mult. Deci, un ceas aflat într-un potențial gravitațional va avea o frecvență de oscilație mai mică și va rămâne în urmă față de un ceas aflat în spațiu. Iar acest lucru trebuie într-adevăr, inclusiv pentru sistemul GPS, trebuie să fie compensat pentru că altfel ar rezulta un delay de vreo 38 de nanosecunde într-o zi, iar acest delay ar putea duce la o imprecizie care poate să fie chiar de ordinul la câțiva kilometri. Și de asemenea trebuie luate măsuri pentru a fi compensată. Un alt proiect foarte important este Atomic Clock Ensemble in Space, și acesta este chiar pe afișul prezentării. Acest ceas a fost făcut la SIRT în Paris și, din câte știu eu, el trebuie să fie pus pe orbită cel târziu anul viitor, iar el este legat de programul SteQuest ALESA și o să vi-l arăt pe un slide următor. Iar această misiune SteQuest ASA are ca obiectiv efectuarea de teste asupra fundamentale de mecanică cuantică și asupra teoriei relativității.
ceasurile optice, care este, dar este avantajul lor, frecvența este din ce în ce mai mare. Vă spuneam că într-o astfel de capcană pot să stochez un ion în condiții de stabilitate dinamică, în ultravit și în condiții de minimă perturbație. Care este mare avantaj? Lărgimile de linie obținute sunt foarte înguste pentru că timpul de interogare este mare și timpul de relaxare, de exemplu, poate să fie până la un herț. Și atunci, având un timp de interogare mare și lărgime de linie foarte mică, eu atunci obțin o stabilitate de frecvență foarte mare. Iar cu cât frecvența respectivă este mai mare, cu atâta stabilitatea este mai bună. De aceea s-a trecut de la etaloane de frecvență în domeniul microondelor și se trece la cele în domeniul optic. Pentru că au această proprietate deosebit de importantă. Principiul unui etalon de frecvență, deci am un oscilator care este în general acum un laser. Laserul interoghează o tranziție atomică, apoi am un detector, am un semnal de absorție și un semnal de eroare. Semnalul de eroare merge printr-o buclă de electronică, un PLL dacă vreți, și controlează prin intermediul, în general se folosesc laserii cu frequency cambori, care îmi controlează și practic îmi face o blocare în frecvența a laserului de interogare. Deci practic, așa cum și etaloane cu microunde, principiul era avea un cuarț industrial de bună calitate, cuarțul ăsta era controlat de o tranziție atomică, iar printr-o electronică adecvată, stabilitatea tranziției atomice era transferată asupra acestui cuarț. Acesta ar fi principiul de bază. Laserii sau sintetizatorul de frecvență de tip frequency camp, pieptene de frecvență, care a fost inventat de Hall și Hensch, cei care au luat premiul Nobel, v-am arătat în acel, generează un spectru de frecvență, un spectru de linii de frecvență echidistanțate, distanța dintre ele este egală cu frecvența de repetiție a laserului. Care a fost, dacă vreți, breakthrough-ul major introdus de apariția sintetizatorului de frecvență de tip frequency camp, au permis măsurătoarea frecvențelor optice directă, pentru că până atunci se făceau conversii din domeniul optic în domeniul microondelor, ceea ce afecta și se pierdea foarte mult din precizie. Acesta este avantajul frequency campului, el permite măsurarea directă a frecvențelor optice. În acest moment, la noi în institut, de fapt din 2012 a fost cumpărat un frequency camp, este state of the art, este într-adevăr un obiect care a costat vreo 350.000 de euro și care deocamdată nu este folosit pentru că el poate fi utilizat numai pentru partea aceasta de realizarea unui etalon de frecvență, iar sperăm ca totuși și finanțarea în acest domeniu să apară, pentru că am discuții inclusiv cu ESA și ESA este, din acest punct de vedere, mai mult decât deschisă și susține ideea realizării unui ceas optic în România. Aici, din nou, modul în care se face interogarea cu un frequency camp, trec peste asta. Aici aveți un grafic care arată modul în care s-a îmbunătățit stabilitatea de frecvență a etaloanelor. În timp, noi am ales, pentru că din discuțiile preliminare cu ESA, ni s-au indicat două elemente cu care să lucrăm. Ni s-a spus să alegem stronțiu sau iterbiu. Eu am indicat că am depus anul trecut un proiect la Colu ESA. Proiectul acesta de ceasuri atomice nu a fost, din păcate, finanțat. A fost finanțat un alt proiect de capcane ionice folosite pentru diagnoza aerosolilor și nanoparticulelor, însă există două tranziții ceas la iterbiu. Una este cea de 435 și aceasta este la 467. Este o tranziție de octopol interzisă, care are următoarele caracteristici. Este foarte sensibilă la variațiile constantei fundamentale din fizică, iar în ceea ce privește distribuția materiei în univers, știți că avem cam 4-5% materie barionică, iar în rest avem dark matter și avem dark energy. Etalonul cu iterbiu
și, în general, materia întunecată produce, dacă vreți, niște variații spațiotemporale ale constatelor fundamentale din fizică, produse de o dark matter extinsă, ceea ce se traduce prin niște variații topologice. Aceste variații topologice pot fi puse în evidență cu iterbiu pe 467 de nanometri, atingând o astfel de precizie de 10^-18. Deci aceste ceasuri pot fi folosite nu numai pentru ce spunem aplicațiile, dacă vrei, standard, gen GPS, transmisii de date, sincronizare, ci și pentru a detecta dark matter, ceea ce este iar o aplicație extraordinar de importantă. În general, precizia acestor etaloane este limitată de doi factori importanți. Primul factor este zgomotul de proiecție cuantică în detecția stereonului și al doilea factor este stabilitatea de frecvență a laserului folosit pentru interogare. Și anume, pentru a stabiliza acești laser se folosesc niște cavități optice care în general sunt făcute cu două oglinzi de mare reflexie, cu reflectivitate foarte mare la capăt, iar oglinzile sunt fixate printr-un element mecanic. Iar problema principală este ca aceste cavități să fie foarte bine gardate vis-a-vis de variații de temperatură și față de vibrațiile de joasă frecvență care sunt produse fie de unde seismice, fie de unde acustice. Și atunci important este ca drumul optic să rămână același, pentru că în momentul în care se modifică, dacă vreți, dimensiunile cavității, atunci automat stabilitatea de frecvență se înrăutățește. Iar în momentul de față, una din direcțiile pe care ni le propunem să le investigăm este inclusiv realizarea de cavități optice extinse pentru stabilizarea acestor laseri, iar inclusiv pentru LIGO și pentru este nevoie de laseri ultrastabilizați. Vă spuneam de gravitational redshift și că în momentul de față un ultim experiment a fost făcut tot așa la NIST cu două ceasuri aflate la 3 cm diferență de înălțime între ele și au pus din nou în evidență o diferență de frecvență de 10^-16. Deci, și mărirea preciziei geodezicei trebuie să o înțelegeți prin faptul că asta îmi permite inclusiv să fac la o astfel de stabilitate de frecvență, măsurători directe privind deriva plăcilor tectonice. Rețeaua GPS, deci 24 de sateliți, știți importanța în ceea ce privește impactul ei asupra vieții noastre de zi cu zi. Cuvintele sunt de prisos, o folosim în multe aplicații. Una din ele este între GPS-ul care avem în mașină sau pe telefonul mobil. Iar în ceea ce privește testarea teoriei relativității, așa cum știți, practic spațiu-timpul este deformat în prezența unui obiect de dimensiuni mari, cum este Pământul. Și atunci, de exemplu, Gravity Probe, experimentul din 2004 al americanilor, făcut de NASA, tot așa a pus în evidență și a făcut niște măsurători privind existența acestei distorsionări a spațiu-timpului produsă de Pământ. Ca aplicații, bineînțeles că vă spuneam că acest Atomic Clock Ensemble in Space, care va demara în 2018, asta va face măsurători de înaltă precizie privind gravitational redshift-ul și să testeze, într-adevăr, aspecte importante și legi fundamentale din mecanica cuantică și din teoria relativității. Și vă spuneam de misiunea STEQUEST ESA, care vine de la Space Time Explorer and Quantum Equivalence Principle Space Test. Aceasta este misiunea în care ne-am încadrat și noi ca preocupări și ca spectru de activități. În afară de LIGO, deci avem proiectul, misiunea LISA, deci Laser Interferometer Space Antenna, care este o misiune mixtă ESA-NASA, însă este condusă de ESA pentru că și NASA
au anumite restricții bugetare și, într-adevăr, nu pot să abordeze și atunci foarte multe teme, în momentul de față, se abordează în comun de către ESA și NASA, datorită resurselor necesare, resurselor financiare. Aplicațiile ceasurilor atomice, deci așa cum vă spuneam, în afară de GPS, avem diverse măsurători privind, dacă vreți, parametrii intrinseci ai Pământului, dinamica crustei Pământului, telecomunicații sigure, interferometrie de bază foarte lungă, spectroscopie de ultra-înaltă precizie, teste de variații temporale și spațiale a constantelor fundamentale din fizică și teste ale asupra legilor fundamentale a fizicii și teoriei generale a relativității. Un aspect important ține de, dacă vreți, unele din experimentele care vor fi făcute și cu ACES, și anume se vor face intercomparații între frecvența etalonului ACES, care va fi cuplat în modulul Stației Spațiale Internaționale, și vor fi făcute măsurători de referință cu etaloane de frecvență localizate pe Pământ. În principiu, datorită diferențelor între potențialul gravitațional pentru diverse etaloane optice aflate în laboratoare din lume, s-a ajuns la concluzia că singura variantă viabilă pentru a realiza o rețea globală de distribuție a timpului este ca aceasta să se realizeze cu ceasuri atomice aflate pe sateliți. Și, de asemenea, unul din aplicațiile respective este transferul de date între cele două etaloane de frecvență, folosind linkul respectiv prin satelit, ceea ce permite, într-adevăr, viteze foarte mari. Acesta este un proiect care este acum în curs de, dacă vreți, implementare în Europa. Diversele laboratoare care au ceasuri atomice sunt interconectate prin rețele de fibre optice și se fac intercomparații și măsurători. Ca element important, și cu asta am să închei, în momentul de față, conform unor directive luate din anul 2006-2007, se cere ca Sistemul Internațional de Unități și mărimile din Sistemul Internațional de Unități să fie raportate la constantele fundamentale din fizică, ceea ce are niște efecte foarte importante și din punct de vedere al metrologiei. Și atunci este de așteptat ca foarte curând secunda, care acum este definită pe baza etalonului de cesiu, să fie redefinită folosind un etalon optic. Iar ce vă spuneam de distribuția sigură a timpului, că se folosește un protocol de criptografie cuantică pentru a lega aceste ceasuri atomice care se vor situa pe sateliți și a face o rețea, deci, de distribuție a timpului. Acestea sunt direcțiile pe care noi vrem să le abordăm. Partea de pentru că sunt mai multe aspecte, partea de design al geometriilor de capcană, partea de electronică, tot ceea ce înseamnă interogarea, detecția, sursele de tensiune necesare, experimentele de spectroscopie de înaltă precizie, generarea ionilor care se face fie cu tun electronic prin sau prin fotoionizare, cu laser, partea de metrologie a frecvențelor, și, într-adevăr, experimente de logică cuantică. Deci, cam acestea sunt, dacă vreți, oarecum, hai să spunem, generic, direcțiile fundamentale și acesta ar fi o primă luare de cunoștință despre impactul etalonelor de frecvență optice, ceasurilor optice asupra tehnicii actuale și asupra, dacă vreți, battleground-ului în anii următori, care probabil va aduce din nou niște rezultate spectaculoase în acest domeniu. Este un domeniu în care România are totuși o anumită amprentă, un fingerprint, și este un domeniu în care noi vrem în continuare să activăm. Este un domeniu în care am posibilitatea, pentru cei interesați, să trimit tineri în laboratoare de prestigiu din Europa, la doctorat, la postdoctorat. Deci sunt laboratoare de primă mână, iar acest domeniu al fizicii, așa cum vă spunem, este un domeniu exploziv, cu dezvoltare explozivă de vreo 50 de ani încoace. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timp.
Da. Eu am o remarcă de făcut. Deci, modelul standard. Da. Da, de exemplu, în ceea ce privește variația constantei fundamentale alfa, ea a fost și este un articol al lui King în 2012 pe care vi-l pot pune la dispoziție. S-a făcut în următorul mod. Au fost detectate mici shifturi spectrale în liniile de absorpție ale norilor metalici intergalactici, observând lumina emisă de quasari. Vă spuneam că cele trei, dacă vreți, mărimi care variază sunt G-ul, raportul masei electronului și protonului și alfa. Sunt sigur că îmbunătățirea și creșterea preciziei acestor ceasuri optice s-ar putea, deci s-ar putea, și asta spun cu, dacă vreți, la condițional, să aducă într-adevăr niște dovezi suplimentare privind variația și altor constante. Trebuie să țineți cont că totuși experimentele acestea sau măsurătorile acestea sunt relativ recente, există într-adevăr păreri, unii susțin această teorie, unii spun că nu sunt încă suficient de relevante datele și măsurătorile efectuate pentru a susține o astfel de teorie, însă din acest motiv se va investi atât de mult și în viitor în acest domeniu și testele acestea de supralegilor fundamentale din mecanica cuantică și teoriei generale a relativității constituie unul din obiectivele prioritare în știința actuală cu implicații majore în tehnologie. Deci nu contest ceea ce spuneți, este foarte corect, dar trebuie să țineți cont de faptul că aceste măsurători sunt la început și că viitorul poate aduce într-adevăr modificări sau poate ca această ipoteză să fie infirmată. Este, dacă vreți, Da. Constante de tiplaj în modul standard se știe că da. Se întâlnesc la, mă rog, există, deci valorile lor sunt grame în funcție de, deci, deci variază în funcție de energie și există unificarea a constante de tiplaj în modul standard, dar gravitația și am înțeles care deci, ați pomenit gravitația cuantică. În ce fel se pretează? Că am văzut că se pretează la tipărea de teorie relativității, ceea ce... Nu, am spus că... Mă iertați, am spus doar că gravitația cuantică a fost o teorie care a fost, dacă vreți, propusă pentru a încerca să unifice forța gravitațională cu modelul standard. Da. Nu sunt un expert în aceste teorii. Domeniul meu de competență frecvență și fizica ionilor stocați cu, bineînțeles, ceva fizica plasmei, pentru că vin dintr-un laborator de fizica plasmei și vreau să vă spun că un astfel de domeniu și inclusiv în, de exemplu, la PTB, unde am fost la acel stagiu de o lună și ceva, vreau să vă spun, colaborau cu Institutul de Micro, colaborau cu Institutul de Optică Cuantică, colaborau cu Institutul de Fizică a Pământului, adică colaborau cu Institutul de Fizică Teoretică. Abordările și trebuie să înțelegeți că tehnologiile cuantice sunt un domeniu cu abordare multidisciplinară. Este un domeniu care nu poate fi, dacă vreți, trasat ca un teren, să spunem, bine definit. El nu este bine definit. Dar tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii câteva zeci de ani arată că pot apărea oricând niște breakthrough-uri și ele au apărut, iar trebuie să-l vedeți ca un domeniu care este foarte dinamic. Dinamica acestui domeniu este într-adevăr, din punctul meu de vedere, foarte interesantă, însă asta trebuie să rețineți. Este foarte dinamic și lucrurile nu vor rămâne sau așa cum sunt acum, ci el va evolua. Nu numai. Nu numai, da. Dar există o componentă, din punctul meu de vedere, ce pentru mine, poți la fel interesantă, aceea aplicați un domeniu care ai
și magnetic contracts legate de lucruri mai fi, de exemplu, Bose-Einstein condensation. Nu avem nicio treabă cu condensarea Bose-Einstein, să vă spun de ce. Noi nu facem bozon, noi avem fermioni aici. Știu și asta. Da. Deci eu când spun Bose-Einstein, să zicem gaze degenerate, da? Deci gaze fermionice degenerate. Există vreo șansă ca în NFLPD, de exemplu, să apară, deci, cum am zis, aceasta e partea, zicem, de metrologie, să existe, să apară, sau cel puțin în viitor apropiat, grupuri care să lucreze, de exemplu, cum e GILA. Da. Sau da, MSU, sau Swinburne, sau... Deci asta este o parte de aplicații în sensul... Deci, iar ce a spus acum, să știu că e partea de metrologie, poate că este fenomenal de importantă. Eu mă referam, deci pentru mine, partea mai interesantă, nu cum mai interesantă, partea care mă interesează în mod explicit, este, să zicem, ceea ce ar fi manipularea de ultracod de atoms. Deci, știți, tocmai ce ați spus dumneavoastră, avantajul de a avea efectiv vacuum, îți permite să... Fești bacrezul, manță și toate celelalte, îți permite să lucrezi cu atât la nivel, să zicem, la nivel ați, cât ați... Vă pot pune în legătură, dacă pentru anumite aspecte particulare, vă pot pune în legătură cu Ciprian Atomescu, care este la Universitatea din Montreal. Ca să vă spun, dacă în NFRPR va apărea această direcție, iar ar însemna să mă hazardez, nu vă pot răspunde la întrebare, pentru că nici eu nu știu. Sunt foarte mulți parametri implicați, în primul rând, ține și de modul în care aceasta va putea fi accesată în următoarea perioadă, dar mi-este foarte greu să vă răspund la astfel de întrebare pentru că sunt prea mulți parametri pe care chiar nu-i pot cuantifica. În principiu, în cadrul acestor cercetări, putem avea în vedere să stocăm și atom neutri, pentru că ceasul acesta cu latice de stronțiu care merge pe ISIS este un ceas cu atom neutri. Deci direcțiile se desfășoară și cercetarea se desfășoară în paralel pe atom neutri și pe ceasuri optice cu ioni. Ion și atomi. Amândouă merg în paralel. N-am să vă spun că unul este mai bun decât celălalt, pentru că ar însemna era să spun dacă vreți un adevăr sau nu. Sunt în momentul de față, într-adevăr, ultima măsurătoare care o știu eu a fost raportat anul trecut în luna februarie, a fost un articol apărut de la PTB care au raportat cea mai mare precizie pe iterbiu, pe ionul de iterbiu 171 cu într-o capcană de tip Paul. Deci a fost cel mai bun rezultat de stabilitate de frecvență 1,2 sau 2,10 la minus 18. A fost, dacă vreți, state of the art. Nu am cel puțin cunoștințele mele, nu știu ca să fie apărut o altă măsurătoare care să fie mai precisă decât asta, dar asta nu înseamnă că ceasurile la fel cu atomi răciți nu sunt la fel de interesante sau este posibil ca la un moment dat și noi să abordăm această direcție. Eu nu aș, dacă vreți, înlătura această ipoteză, mi se pare că ar fi chiar în momentul în care pornești pe partea de metrologie cuantică, ar trebui să investighezi acest lucru, însă va depinde power-ul implicat. Evident, centrul de condensare e de partea metrologie cuantică, pentru că tot spuneți de acolo, deci e bază, dar mă gândeam dacă vedeți că la fel de, eu consider domeniul acum că la fel de important. Iarăși, ați prezentat pe mine nouă, Paul și domeniul, dar avem, de exemplu, și Viman, Cornel, deci partea de care... Da. Mai este în anul 1997, a fost Steven Chu, cu Entanugi și cu William de Phillips, care au luat premiul Nobel pentru răcirea laser a atomilor. Pentru că cele două metode de răcire laser a atomilor și ionurilor au fost abordate în paralel. Primul care a abordat pentru ioni a fost Otto Mainland și de asemenea Neuhauser și Toschek în Germania, deci în 1978. Iar în egală măsură, în paralel, s-a făcut cele cu atomi. Deci trebuie să le vedeți ca două domenii care sunt practic interconectate, iar diversele, dacă vreți, advances sau progresele făcute într-unul din domenii, automat sunt adaptate sau preluate și în celălalt. Da. Avem o relație, de exemplu, iară cu Jesse Darmstadt, cu profesorul Wolfgang Quint, care este o persoană deosebit de fină și este un profesionist desăvârșit. Printre altele, noi aveam în vedere ca să încercăm să testăm echipamentele
pentru ceasurile optice care vor merge pe satelit și vrem să le testăm la laserul Petavat de la noi, pentru că eu sunt directorul proiectului de utilizarea laserilor Petavat pentru studii de radiation hardening. Și asta înseamnă deci testarea rezistenței la satelit a tot ceea ce merge pe satelit. Și asta ar fi un alt lucru foarte important. L-am discutat foarte en passant în anul 2014 cu profesorul Blatt de la Universitatea din Innsbruck, care este cel mai tare grup din Europa, și îi spuneam de posibilitatea ca aceste lucruri să fie testate aici. Din păcate au fost probleme majore cu laserul nostru, încă nu este în parametri. Și noi avem acum un proiect în care trebuie să facem caracterizare dozimetrică, și dar în momentul în care acest laser ar merge, s-ar putea face niște lucruri foarte interesante. Deci laserul este, dacă vreți, merge, însă focalizarea nu este cea mai bună, în sensul că spotul mai trebuie optimizat. Pentru că nu ai încă suficient de mare densitatea de energie, trebuie să ai peste 10 la 19, suntem undeva la limită, nu ai încă suficient de bună densitatea de energie. Noi acum în aceste experimente trebuie să obținem electroni și protoni, electroni cu energie până într-o 100 de MeV, protoni măcar până în 30-40 de MeV. Asta este nou proiect ESA care a demarat acum și care se va încheia peste 2 ani. Încă o dată vă spun, din păcate sunt anumite fenomene de instabilitate locală de care ne izbim, nedorite, și care nu fac o impresie bună, din păcate, afară. Da, vă rog. Degrabă niște considerente generale. Sigur, quantum information și quantum technology este un dintre domeniile cel mai promițătoare de cercetare asta fără discuție. Din păcate, nu știu dacă România are într-adevăr o strategie în domeniu. Nu are. Pentru că sunt puncte, văd și pe platformă, și la IFIN, și la dumneavoastră, și la Institutul Materialului, în care nu știu dacă n-ar fi bine totuși, având în vedere că ați prezentat foarte multe laturi ale domeniului, să contribuiți la scrie, nu un număr mare de Eu contribui cu multă plăcere. Am avut contact într-adevăr cu responsabilele dumneavoastră, care mi-a declarat că nu este interesat în partea de capcane și că el nu vede realizat un astfel de etalon la dimensiuni care să poată să permită implementarea unui calculator. Și am spus că s-a ajuns la dimensiunea cutii de pantofi. Din păcate, mi-a spus, nu, pe mine nu mă interesează domeniul, mă interesează numai partea de fotoni. Din punctul meu de vedere, sunt mai mult decât, dacă vreți, dispus să particip la elaborarea unei strategii. Consider că trebuie să ne, cei care avem conexiuni cu acest domeniu, să lucrăm, să fim ca o echipă, pentru că este singurul mod în care putem progresa. Atomizarea și, dacă vreți, dispersarea resurselor niciodată nu duce la rezultate pozitive. Da, pentru că e păcat. Sunt absolut de acord. Sunt absolut de acord. Dacă, mă rog, poate că ar trebui luată unilateral. Eu de asta am și spus și dacă știți, avem acest, deci vreau să fac și chiar vreau să fac un articol care să-l punem din fie în Romanian Reports, fie în Romanian Journal pentru aici. Iar această posibilitate, porțile pe care le-am de a trimite tineri care să lucreze în acest domeniu în laboratoare, deci National Physics Laboratory, PTB, Sussex, Universitatea din Sussex, la VTT în Finlanda, la centre cu care am relații bune, sunt, dacă vreți, niște, în primul rând, niște facilități de primă mână, dar cei care merg acolo chiar se pot specializa în domenii de vârf, pentru că în momentul în care ar reveni aici, ar ști niște lucruri pe care ceilalți nu avem cum să le știm. Pentru că lucrul, a lucra 2, 3, 4 ani într-o astfel de facilitate, într-adevăr, îți se aduce un bagaj de cunoștințe pe care aici nu îl poți acumula. Nu ai cum. Nu, asta este în mod clar. Deci, problema trebuie văzută, dacă vreți, cu o evoluție dinamică, tineri atrași. Cât mai mulți acești tineri trebuie să plece, să lucreze afară, deci este singura modalitate de, iar eu asta văd, deci încerc să fac un grup de tineri care să preia acest lucru, pentru că deja eu sunt anumită generație, dar tinerii trebuie să preia și să dezvolte acest domeniu, pentru că există un domeniu
cât se poate de frumos al fizicii. E un domeniu, într-adevăr, cu, și cu aplicații și impact de mare anvergură. Deci eu sunt dispus și dacă dumneavoastră vreți, din punctul meu de vedere, chiar aș fi mai mult decât încântat dacă ați vrea să scriem un astfel de material împreună, poate chiar și domnul profesor Apostol ar fi interesat, să, Aurelian Isar, deci ar fi câțiva oameni care ar putea, am putea redacta un astfel de material. Sunt cât se poate de deschis, oricând. Oricând. Putem discuta și după. Da, bineînțeles. Și eu vă mulțumesc mult pentru interes și participare. Mulțumesc foarte mult!